Sindicaliștii susțin că ultima dată conducerea companiei le-a prezentat un buget succint și de această dată au cerut să se pună accent pe o sumă exactă. Este o ședință de negociere și așteptăm din partea Complexului Energetic Oltenia ca acești conducători să vină cu bugetul de venituri și cheltuieli. Ce ne-a prezentat data anterioară, la întâlnirea anterioară, a fost așa un buget succint. Acum am solicitat toate federațiile să vină cu un buget din care să reiese în toate capitolele cheltuielile care sunt pentru anul 2018. În ceea ce privește fondul de salarii, solicitările sunt pentru etapa a doua de armonizare să fie în sumă de cel puțin 30 de milioane. Ultimele discuții pe tema noului contract colectiv de muncă vor avea loc săptămâna viitoare.